Polițiștii de la crimă organizată și procurorii DIICOT Olt au desfășurat ieri o acțiune pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane. Oamenii legii au depistat în punctul de trecere a frontierei Nădlac un bărbat de 38 de ani din Craiova, care se afla împreună cu o tânără pe care ar fi intenționat să o ducă în Anglia pentru practicarea prostituției. Noaptea trecută, polițiștii au pus în executare și un mandat de aducere pe numele altui bărbat de 35 de ani din Craiova, suspectat că ar fi implicat și el în acest caz. Potrivit anchetatorilor, ambii sunt cunoscuți ca fiind interlopi din județul Dolj și au racolat tinere din mai multe județe, printre care și Oltul. În urma cercetărilor s-a stabilit că în perioada 2012-2014 bărbații ar fi recrutat mai multe tinere, pe care, prin promisiunea asigurării unui loc de muncă în străinătate, le-ar fi transportat în Anglia, localitatea Birmingham, unde le-ar fi exploatat prin plasarea ca prostituate la stradă, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Olt. Prin activitatea infracțională, traficanții ar fi obținut peste 60.000 de lire sterline. Judecătorii de la Tribunalul Olt au hotărât arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile.